Neața și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă prezint ceva special la care am lucrat vreo o săptămână și ceva. Pe lângă muncă, așa am făcut câteodată pe zi. Și anume baza este gata. Abia aștept să văd ce părere aveți. Să vă zic în primul rând de ce am făcut baza asta. Pentru că era pe Lost Island, am avut o serie. Și apoi am reinstalat Windows-ul și am pierdut harta. Și era o bază hexagon. Așa că am făcut aici una pe server. Mult mai mare, mult uriașă față de cealaltă. Și sper că sunteți gata să vedeți. Este chiar aici. Deci cam așa arată. Nu am sino-ul pe mine ca să mă pot ridica. Baza e hexagon. Aici trebuie să modific eu generatorul să-l bag mai înăuntru, că e și prin perete. Hai să intrăm înăuntru. Avem două intrări. Adică aici două, patru în total. Și aici încă două în partea asta. O să dispară zidul ăsta. Și aici am vopsit cu negru, pentru că se aprindeau toate becurile astea S și se aprinde automat noaptea. Baza, ea nu era neagră. Nici furnalul ăsta, nici nimic. Ori trebuie că vrea el să picteze prin bază. Și mi-a pictat el astea. Geamurile, poate ați văzut geamurile cum arată. Ei bine, sunt în S+. Iar din interior îs așa. Din exterior, adică îs așa, nu vezi nimic înăuntru. Iar din interior vezi totul afară. Ce mai convenit invidiosul. Vino îmi place. Invidie, așa. Iar din interior tu vezi complet afară, vezi tot ce se întâmplă. Pereții ăștia S. Dacă îi dăm aici, putem să punem înapoi să apară toate marginile, adică din metal așa. Iar ca și transparența aici setezi cum vrei tu. Să fie ambele părți, să fie la jumate de culoare sau doar în exterior, cum e asta, sau doar din interior să fie negru și în exterior să fie transparent, sau ambele la maxim negre. Și setate ele așa, fără margini. Am lăsat doar marginea aici. Poți să te joci, să pui ce margine vrei tu, sau toate, sau doar două, sau etc. Și am lăsat doar colțurile ca să fie așa o structură cumva de rezistență. Și ea este din sticlă. Aici avem un forj uriaș. Pe aici avem un pat. O să fac eu un pat mai șmecher și chestii, ăla din metal. Aici avem așa resurse. Orțile vopsii roșu și negru, că astea sunt culorile mele preferate, combinația asta. Avem resurse, avem ceva strâns aici. Avem aici unelte. Tot felul ce am mai găsit și prin dropuri. Shotgun-ul ăsta de exemplu de 700 damage. Ăsta nu e din dropuri, este de la Wavy. Nu știu cum a ajuns la așa mare crafting skill, dar trebuie să descoperim prin asta încetul. Aici șoi, tot felul, și ascendent și normale, ce am găsit tot așa prin dropuri. Avem riognata asta, ascendent de armură 300. Sunt câte ceva. De T-Rex avem tot șmecheri aici, blueprinturi, o grămadă de blueprinturi. Astea le-am folosit la construcții, când am făcut arena, le-am pus tot aici să le am. Și mai avem șoi, ascendent de araneu, aici cu 100 damage. Tot felul de chestii pentru oil pump și super moca asta față de cât e una normală. 25 electroni, 75 metale, 25 cristale. Ghili, aici cu 341, 148, 133, 152, avem full ghili dacă nu mă înșel. Și super puternic armura față de un ghili normal. Arma asta cu 248, cu 235, cu asta o să mă joc, o să o reprintez tot, o să craftez până ce îmi crește crafting skill, după aia o transform pe aia în blueprint și o craftez iarăși, tot să-i măresc crafting skill-ul o grămadă, doar costă mult. Ca să fac chestia asta îmi trebuie vreo 100 de mii metal ca să pot să o fac. Aici am chestii ce dropează, avem și un artefact plus chestii ce dropează dinozaurii, ce ne trebuie la boss. Armuri aici. Astea sunt tot găsite. Am asta bună, făcută pe mine. Văd că am stricat-o să iau pe asta în inventar, dar momentan nu. Și chestii, skin-uri pentru armuri, pentru cap. Așa, aici avem construcții, sunt elemente ce mi-au rămas mie. Becuri mai avem pe aici. Un geam, ceva chestii rămase. Și astea tot o să trebuia să le mut de aici, să fac un cufăr special pentru astea numai. Bun, asta e partea asta. Cu depozitarea, pentru că asta e S și are 600 de sloturi, deci avem loc o grămadă. Aici avem un cooking pot, un smithy, un fabricator, un grinder, ăsta e super șmecher, tot pun aici ce nu am nevoie, le sparg pe toate. M-a ajutat mult, mai ales că am construit baza, ce mi-au rămas resurse și tot felul. Sus avem ceiling, dar tot din asta e plus și e făcut o patient. Exact cum se fac geamurile, așa e făcut ceiling-ul ăsta, e tot din sticlă. Numai în mijloc am lăsat normal și am scos marginile, am lăsat numai conturul. Și am pus acolo un fiomea care este într-un gărduț și gândecel avem acolo. Ca să ne facă, o să vedeți și de ce. Aici spoil meat avem un de la mod. Ăsta e, cu ăsta craftăm robotul la șmecher de afară, plus aici gasolină pentru el și backpack, am și backpack dacă n-ați văzut. E pus aici și ne dă, ne face muniția cu 10% mai ușoară în inventar, toate resursele cu 20% mai ușoară în inventar și toate armele cu 50% mai ușoară în inventar. Ăsta aici am strânge căcățel de afară și de la fiomea și pune direct în gândăcel. Aici masa asta, chemistry bench, unde avem câteva chestii, narcotice, am strâns vreo 10.000 aproape. Și trebuie să mai fac chitină, să farmez, să facem cementing paste. Sau să poate face macatina. Dar asta într-un nou clip. Aici avem generatorul care ține toate astea în funcțiune. Stați să văd să-mi apară. Și avem 3772. E fain când ești pe server, e protecția anti-PVP activată. Și automat mie îmi cresc plantele și astea, dar generatorul și astea nu mai dă curent. Și astea nu mai merg cât timp eu lipsesc. Că normal toate sunt priză și frigiderul și toate. Pe aici avem câteva resurse. Asta pentru ouă, deci totul aici, criopoze, aici avem toți dinozaurii. Și eu trebuia să mai bag de pe afară, argentei și ce mai am. Ca să stea aici, save, să nu moară sau cea. Acum să vă prezint partea de sus. Ce o să facem aici sus? Scările mi le vopsit tot ordine negre. Podeaua asta nu e neagră. E exact ca și geamurile făcute ea din setări de aici. Din transparență de aici. Și aici o să vină ceva special. Din exterior se vede negru tot înăuntru. Dar de aici, pe geamurile astea așa, o să fie peretele abonaților. Deci, peste tot roată o să pun abonații. Deci dacă vreți să apăreți voi perete, scrieți cuvântul zacuscă, iar eu am să fac, cred că metal sign-uri, ca să arăt mai fain. Nu o să fac ale de lemn. Sau, nu știu dacă sunt ale micuțe așa din metal, dacă nu din lemn, și o să scriu numele tuturor pe perete, așa o să vă pun, de sus în jos, tot, roată. Ca să apăreți, scrieți în comentarii cuvântul zacuscă și o să apăreți pe peretele abonaților. Acum, hai să mergem aici sus, să apară ce am făcut sus aici. Nu o să ne uităm momentan. Deci aici am creat o seră. Și încă n-am mobilat-o complet. Văd că au crescut deja plantele. Avem porumb, chestii puse așa pe aici. O să mai joc eu cu ele. Să văd ce mai scot de pe aici și adaug ca să fie mai verde, mai umplută, să nu fie așa multe narcotice așa micuțe. Să arate, cred că porumb o spun mai mult. Și să văd, uite și planta asta. Ce e asta? Save root. Cartofii, ca să arate mai verde, să fie mai mari plantele. Narcotice avem o grămadă puse aici. Fertilizatori am pus în toate, o grămadă. Aici avem de toate plantele am pus. Câte un pic de toate, mă gândesc că din cele normale am ratat una sau două. Aici piomia, numai bine. Putem aduce direct cu plus-ul, stimberii. Pentru că am plantat și stimberii pe aici. Și uite că avem, ăsta e miau nici am cules eu. Și Procoptodon și un frigider 300. O să le aduc aici. Hai să nu luăm din frigider. Așa luăm numai din miauning. Și am aici în piomia. Eu nu mai trebuie să-i strâng căcățelul. Îi dau un pic, îl hrănesc. Ăla și am fertilizator acolo la el. Ăla, fermierul ăla care e acolo jos, îl vedeți cu roșu. Pentru că căței acolo îl vedeți. Aici e gândăcelul. Și el face aici destul de multe chestii. Mai băgăm greutate. Mâncare are în inventar. O să fac și un feeding trough undeva pe aici înăuntru. Astea am reușit să-i dau, cum v-am zis afară. Disable să nu mai apară, că era plin de scale pe aici ca să ude toate, că spuse și aiureas făcute așa un design. Și au rămas numai astea în aer, dar nu mă deranjează, am văzut că nu le pot face invizibile. Nu prea se observă. Și e fain că n-am știut la astea de metal, ori de aia că se plus, acoperă, dacă una e aici pusă, acoperă vreo 2 sau 3 în laterale, roată cumva jurul ei. Și asta e super fain. Deja cred că avem pe aici semințe, da, uite, avem cartofi, avem de toate. Narcotice. Avem, hai să vedem cât produce ferma asta din narcotice, hai să ne uităm un pic, sunt tare curios. Dacă scriu aici narcoberry, mamă, uitați-o la cât avem. Câte producem deodată. Plus și mai avem și în frigider 10.000, că le-am colectat ieri. Deci avem o grămadă. Și aici o să vină, printre spațiile astea, aici de exemplu vreau un capăt niște tobe, un set de tobe. Aici așa unde spațiile astea, o băncuță, o băncuță, aici iarăși o băncuță. Să fie un design frumos făcut. Și o să vedeți să arăte super șmecher. Și avem sera direct în interiorul bazei. Avem tot ce ne trebuie aici, toate instrumentele pentru crafting. Fiomea unde stă el acolo pe aia, n-am reușit să bag în cel înăuntru, că dacă dădeam drumul criopodul, cred că trebuie scot un gard să-l arunc. Că dacă l-arunc peste gard, mi-l aruncă, se respinge criopodul, sare după gard și mi-l dă afară. Forjul ăsta mi-l vopsit tortii, l-am pus în mijlocul bazei. Resurse, avem o groază de resurse. Dar să punem și astea aici. Avem și un ou aici, perle. E o chestie ceva pe aici. Miauning, 3 miauning avem. Aici ăștia sunt de la Orty. Am fost noi ieri undeva și era să murim. De fapt a murit, s-a dus Orty Slay înapoi din cauza lui, a lovit un giga și ne-a atacat. Cam așa e baza. Sper că vă place. Nu știu, mie îmi place maxim cum arată, e uriașă, spațiu, o grămadă. Acolo intrarea făcută așa. Și buza asta arată super șmecher, nu m-am gândit să fac asta, dar arată șmecher rău. Roată la scară, ea nu era și arăta așa simplu. Și scara am pus-o aici pentru că în altă parte aici aș fi blocat din drum, pe geam aici nu mă lăsa să o pun. Și am lăsat-o așa în mijloc cumva. Și așa nici nu-mi influențează aici cropurile. O să le pun pe lângă. Și Arată super șmecher intrarea. Și de pe o scară urci pe alta. Și vopsitoiele roșie. Bă, sper că vă place. Mie îmi place maxim cum arată, e foarte spațioasă. Avem loc o grămadă, o costat o grămadă de resurse. De asta și dura mult să o fac și nu v-am făcut prezentarea bazei. Dar sper că e ceva diferit. Ceva ce n-am văzut la nimeni și mi-a plăcut tipul ăsta hexagon. Când o să mai facem o altă hartă sau chestii, o să încerc un alt design. Nu uitați să lăsați în comentarii cuvântul zacuscă ca să apăreți peretele abonaților. Sper că vă place episodul și mulțumesc frumos că ați fost aici. Seară frumoasă aveți, pa, pa!